Unul dintre ultimele lucruri basic pe care poate vrei să le știi când editezi ar fi cum să faci resize, să schimbi dimensiunea unui clip, adică să punem un zoom, să-l mărim puțin. Este un lucru util de foarte multe ori în editarea oricărui videoclip. Poate vrem să subliniem ceva anume folosind un mic zoom pe un obiect sau să creăm puțină atenție pe un subiect când urmează să spunem o frază importantă sau amuzantă. Pentru asta avem nevoie de scalarea videoclipului, pentru a-l face mai mare sau mai mic. Toate aceste setări plus multe altele prin care vom trece astăzi le găsim în Effects Controls. Chiar aici, după cum putem vedea, la Effect Controls. Astăzi vom vorbi despre aceste setări de aici, care par ele puține, însă fac foarte, foarte multe lucruri utile pe parcursul editării unui videoclip. Haideți să mergem pe un clip unde dorim să schimbăm poziția. Haideți să luăm, de exemplu, acest videoclip de aici, cu pâinea. După cum putem vedea, să zicem că ideea noastră este să eliminăm această ustensilă care se vede în cadru pentru că poate nu arată tocmai profesional și am dorit să o eliminăm, dar să nu se vadă acea porțiune aici. Haideți să vedem cum facem asta. Deci, după cum am spus, trebuie să selectăm videoclipul. Asigurați-vă că este selectat, este aici apărut cu alb în jurul lui, da? deci așa știm că am selectat un videoclip, după care tot ce trebuie să facem este să mergem în panoul cu Effect Controls. Primul pas, după cum am spus, pentru a da zoom este să îl scalăm. Pentru aceasta trebuie să dăm click chiar aici pe Scale. În momentul în care am dat click pe Scale, da, putem deschide această, acest buton de aici, să zicem așa, și avem aici o bară de care putem să tragem. Iar în momentul acela vedem că nouă ni se dă zoom pe videoclip. Da, deci putem vedea că am eliminat practic acum acea ustensilă de aici. Da, putem vedea că a fost eliminat. Putem elimina și umbra aceasta dacă vom da un zoom mai mult. Da, să zicem că am dat acest zoom, dar după cum putem vedea acum, nu este în mijloc această bucată de aluat. Dar vom vedea imediat cum o facem. Înainte de asta puteți iarăși să modificați scale-ul după cum putem vedea aici la această valoare numerică. Aici pur și simplu el va veni pe 100, el așa va fi presetat. Noi putem da scale la fel scrind aici orice cifră dorim, astfel vom obține același zoom. O altă chestie pe care o putem folosi este, după cum putem vedea aici, apar două săgeți în momentul în care punem. Dacă mutăm mouse-ul, dăm click, menținem apăsat, mutăm în stânga și în dreapta, putem vedea că se dă iarăși zoom. Deci este exact același lucru ca și înainte. La fel și dacă mutăm mouse-ul în sus sau în jos, va face exact același lucru, da? Îl va muta în stânga și în dreapta. Ok, după cum am spus, am eliminat acum și acea umbră de acolo. Pentru a-l muta, putem folosi următoarele modalități. De exemplu, să mergem pe position. După cum putem vedea, avem două valori și să le mutăm manual, doar că probabil nu veți ști exact cum să nimeriți centrul. Ei bine, putem la fel da clic pe această valoare de aici și mutăm cu mouse-ul stânga-dreapta, iar el se va muta în stânga și în dreapta. Bineînțeles, dacă mutăm în sus și în jos, se va muta în aceeași direcție, pentru că pentru a-l muta în sus avem nevoie de cealaltă valoare, la fel vom putea trage după cum putem vedea în sus și astfel să centrăm videoclipul. Bineînțeles, acum l-am mărit puțin pentru a fi centrat, adică nu poate fi de exemplu centrat, dar ca și idee orice videoclip îl zumăm, să zicem așa, chiar și aici, dacă să zicem, mergem la scale, da, putem vedea că nu este în centru personajul nostru, dar cu aceste butoane de aici putem umbla pentru a centra exact cum avem noi nevoie. Da? Haideți să dăm înapoi pentru a nu rămâne cu această setare aici. Noi putem da zoom și folosind, să zicem, alt buton. Haideți să zicem că am selectat acest videoclip și dăm click de două ori, deci dăm un dublu click aici în această fereastră de preview. Putem vedea acum că s-a întâmplat ceva, nu? Ei bine, da, de aici putem să mutăm videoclipul în stânga, în dreapta, în sus și în jos, după cum putem vedea cu mouse-ul. După ce am dat să spunem un zoom, da, putem să mutăm totul de aici, după cum putem vedea. Sau încă un lucru foarte interesant, tot în momentul în care dăm dublu click, putem vedea aceste uh, valori. Haideți să resetăm cu acest buton poziția, putem vedea aceste margini aici, după cum putem vedea. Ei bine, aceste margini folosesc tot pentru zoom, adică, de exemplu, dacă suntem aici, pe acest videoclip, dăm dublu click și vrem să obținem același zoom pe fața individului. Fără să umblăm la aceste valori, ce trebuie să facem este să prindem de aici, să tragem în stânga, putem vedea că am obținut un zoom. După care, pur și simplu cu mouse-ul, dând click pe oricare dintre blocurile de pe ecran, putem schimba poziția videoclipului așa cum ne dorim. Sincer să fiu, aceasta este modalitatea pe care o folosesc cel mai des pentru videoclipuri în momentul în care editez în acest program. Sau dacă să zicem că nu trag de aceste bare de aici, de multe ori îi dau zoomul cât îl doresc de aici, iar apoi de aici urmând să schimb exact poziția videoclipului. O altă setare de aici pe care sincer nu știu unde și dacă o veți folosi este acest Uniform Scale. L-am debifat și după cum ne așteptăm acum, scalarea nu va fi uniformă. Ce înseamnă asta? Ei bine, înseamnă că putem trage de videoclip, vedeți, și să-l facem mai lat sau mai îngust după bunele preferințe atât pe verticală cât și pe orizontală astfel că el nu va mai fi scalat uniform la fel ca și în cazul în care avem această setare bifată. E bine, sincer vă spun, această setare nu am folosit-o. Aici mai jos avem butonul de rotație. După cum v-ați dat seama, acest buton va roti videoclipul. La fel putem să dăm aici pe această săgețică și să mutăm de aici rotirea videoclipului nostru. Însă cea mai ușoară modalitate este pur și simplu de aici. Această setare este foarte utilă în momentul în care doriți să, nu știu, să puneți ceva la 90 de grade, să spunem, sau pe, la 90 de grade pe partea cealaltă cu minus 90 de grade, sau la 180 de grade. Sincer, merge destul de bine când vrem să dăm un zoom pe o persoană la o replică, nu știu, mai amuzantă, merge să rotim imaginea. Sincer, dă un efect destul de ok. Iar Iarăși am folosit-o în momentele în care, printr-o greșeală, să spunem, s-a filmat cu telefonul sau cu DSLR-ul să zicem că s-ar fi filmat pe vertical cu telefonul, e bine noi putem din program să întoarcem videoclipul la 90 de grade, astfel încât să se vadă foarte bine. Un alt buton pe care îl avem aici este acest anchor point. Despre acest anchor point sau punct de ancoră în română, vom învăța mai multe lucruri pe viitor în cursurile ce urmează, fiind util în foarte multe tipuri de editare și în foarte multe tranziții sau efecte speciale dar ca să vă lămuresc de acum ce face acest buton sau care este în mare rolul lui. Ei bine, anchor point-ul este acest punct pe care îl găsim aici. Mai pe scurt, este punctul din care toate setările pe care le facem în effect controls pleacă. Ei bine, haideți să vedem un exemplu. Să zicem că mutăm scale-ul, schimbăm scale-ul. Putem vedea că el începe să dea zoom din punctul acela. La fel și dacă folosim rotația, se rotește din acel punct. Ce vreau să spun este că în momentul în care dăm clic aici și mutăm punctul, anchor point aici să spunem pe soarele acesta și vom merge din nou pe scale, putem vedea că zoomul începe din locul acela. Adică spre locul acela merge zoomul, da? putem vedea că de acolo se mărește. La fel și la rotație, față de ultima secvență, Putem vedea că acum se rotește de aici. Ați înțeles? Deci, practic, se rotește exact din acest punct, pe care, dacă îl schimbăm. Evident că și rotația va pleca din cu totul alt punct. Deci cam aceasta este funcția acestui buton de anchor point, dacă l-ați pierdut sau l-ați tras din greșeală, îl puteți reseta foarte, foarte frumos, pur și simplu de la anchor point de aici. Este foarte util sincer în momentul în care ne interesează un zoom pe un subiect sau într o parte. De exemplu, haideți să zicem că am vrea un zoom pe ochi aici. Ei bine, ne este mult mai ușor acum să dăm zoom pe ochi fără să, să zicem că dacă ar fi fost punctul în modul lui normal, după ce am fi dat zoom ar fi trebuit, așa cum am spus, să mutăm manual, dar acel Anchor Point ne ajută de data aceasta. Următorul buton pe care îl putem vedea aici este Anti-Flicker este Anti-Flicker Filter, este, bine, un filtru anti-flickering în momentul în care s-a filmat, să zicem, un videoclip în condiții mai slabe de lumină și apare efectul de flickering, ei bine, acel buton îl va reduce puțin, sigur să fiu nu știu sau nu cred să-l fi folosit vreodată, deci probabil nici voi nu îl veți folosi, dar în cazul în care vă roviți de un efect de flickering, cu acel buton poate fi redus nu de tot de multe ori vor trebui folosite alte efecte sau pur și simplu dacă este prea insuportabil refilmat acel cadru. Un alt buton mai jos este opacity. După cum știm și ne dăm seama acest buton reduce opacitatea, adică transparența videoclipului. De obicei putem umbla din acest buton cu el, ei bine, acum vedeți că se întunecă. Nu acesta este uh, principalul său atu, să zicem așa. Haideți să selectăm acest videoclip și să umblăm la opacitate. După cum putem vedea, se schimbă transparența, astfel că putem suprapune două cadre aflate unele sub altele. Este un lucru foarte, foarte util. De foarte multe ori vă veți întâlni de momente în care va trebui să folosiți această opacitate. Iar se va face un efect foarte frumos de tranziție în videoclip tot folosind acest buton de opacitate. După cum putem vedea la fel, click și cu mouse-ul stânga dreapta, schimbând valoarea, să zicem, la 50%. Poate veți vrea să păstrați aceste valori pentru mai multe videoclipuri și să țineți minte întotdeauna ce valoare ați pus fără să vă întoarceți să verificați. V-am zis, este foarte, foarte util, putem, de exemplu, tip ce acesta îmi vorbește de pâine, să luăm acest videoclip, să-l scalăm și să-l punem într-un colț, să zicem, să se vadă doar o parte din el sau pe jumătate de ecran. Depinde sincer de la videoclip la videoclip, dar este o setare destul de des întâlnită. Aceste butoane de aici au rolul de a crea măști, dar despre aceste măști vom învăța pe parcurs în videoclipurile următoare, pentru că sunt un subiect destul de interesant și destul de vast despre care cu siguranță vom avea ce învăța, și sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute cu aceste măști. Mai pe scurt, de exemplu, această mască, să spunem că avem acest videoclip. Da, haideți să zicem că facem o mască, să zicem rotundă, dăm aici, da? Și putem vedea automat că avem această mască. Am ales o rotundă pentru această pâine, astfel încât să zicem că am redimensionat-o așa și să zicem că o putem muta undeva aici. Iar acum pe acest videoclip în timp ce omul va vorbi Va apărea this video. acest mask Acesta este rolul pe care îl are acest mask Bineînțeles în exemplu nostru pentru că sunt foarte multe lucruri așa cum spuneam Pe care le putem face folosind această setare Deci cam atât a fost cu aceste setări de aici Bineînțeles în restul vom intra mai pe larg în videoclipurile ce urmează Chiar și pe cele în care am intrat astăzi le vom relua pentru a face multe lucruri cu ajutorul lor. Acest clip a fost strict pentru a vă arăta, să zic așa, bazele acestor butoane de aici și ale acestor setări pentru a ști întotdeauna cum să faceți, să zicem, un videoclip mai mare, mai mic și cum să-l poziționați și, bineînțeles, pentru a vă fi mult mai ușor să lucrați în lecțiile viitoare sau în cazul în care mă veți vedea făcând rapid o rescalare a unui videoclip sau o repoziționare, să știți exact ce am făcut. Mulțumesc pentru vizionare, ne vedem data viitoare, salut!